Deci ăsta e borderul colii cu părul scurt. Cu da? Părul scurt. Și ăsta e cu părul mai lung. Părul mai lung, da. Da, da, da. Hai să... Și ăla e cangal pe negru, văd. Aici pe negru. A ieșit, deci... Aseaua a fost dată la masculul lui Gigan. Da. Din piața Constanța, dar o să face și la el. Pitu. Nu mai are masculul ăla pe care l-a dat, așa, un mascul masiv, mult mai masiv ca cățelul ăsta. Da. Și a, deci masculul era la culoarea cățelii. Aha. Mi-au trimis băiatul monta, că s-au montat, deci... Și au ieșit trei cățele negre. Mhm. Pe negru. Prima dată, băi, Gihane, ai scăpat vreo unul de ăsta, barac, ceva, pe acolo. Băi, nimic, nu, a fost în... Le-am avut într-un carcă acolo și am zis, da. Aha. Chiar nu, într-un graj de lui a fost. Da, da, da. Vară și a avut într-un graj, n-a intrat nimeni acolo. Da. Dar sunt și pe negru, nu știam. Aha. Mulți nu știu că sunt. Da, am văzut la turci pe negru. Da. Și mi-a zis, băi, sunt metiu. Băi, ce metiu și mă, am zic, monta făcut, ce vrei. Da, da, nu, mai ies și pe negru ca în gali. Și am văzut, am văzut și în România, că mai văzut că sunt pe grupul ăsta, grupul ciumanilor adevărați. A, da, știu. Am văzut câțiva filmeri că vreau și pe negru, da. Și da. Sunt și clipuri pe YouTube, chiar și de la turci cu ăștia pe negru. Am un clip acum la Grecia, aici, în județul Bucea, așa da? Are o cangal. Și a zis, băi, că mi-a dus pe mine o cangal, să duci pe negru. Am un mascul pe negru, are și pe culoarea asta, pe galben, dar și pe negru. Și că ăla pe negru nu mai... Nu mai rău e ăla pe negru. Da. Asta a mea nu e... Deci, normal. Generațiile aia, deci se dea la om, la vârsta asta, din 1 jumate, dar asta nu prea. Normal ăsta nu prea e rău ăsta a avut. Dar nu și-a apucat acum. Max. Haideți să intrați așa că. E rău, e rău! Azi, sunt și răi și întors. Mai ales cățeaua. Da. Deci cățeaua, dacă îi dau drumul aici, ciobani nu mai intră. Puuu! Deci nu mai cântă. Da. Border Collie. Frumos Border Collie. E renumit, ce să mai... Da, da. Cel mai deștept și... Câine. Are și agilitatea asta. E foarte iute. Foarte iute. Da, deci... Aici, de la ușă, le face imediat. Și acolo sunt alte oi? Acolo sunt... Prăsila, să zic așa. Prăsila, o... Da. Cred că o să le scoatem, să le scot aici afară. Dacă e întuneric înăuntru, mai bine. Le scot afară, se vadă mai bine. Da. Păi... Haide să filmăm după, nu? Să scoatem. Acum domnul Emil o să dea drumul la oile dânsului de prăsilă. Mielele și... Mielele. M-a atacat un bondar. Ia să vedem. Ia să vedem, domnilor. Așteptăm să iasă. Uitați cangalul pe lângă întorcătorul ăla Border Collie, cum arată acolo. Vedeți diferența? Da, îmi plac Border Collie, sunt foarte deștepți. Ia, eu nu vor să iasă, ia, fii atent. Fiți atenți că ies mai greu, sunt sperioase. Oho, Prăsila! Uitați, domnilor, ce frumuseți! Ce frumuseți!
Ceva, ceva superb. Ceva superb. Deci toți ăștia de Prăsilă. Aha. Faină, faină Prăsilă. Asta-i mea din Berbece. Da. Oh, ce fuge. Auzi, domnilor, ce fug. Să-l bucure și ele. Mare asta, da. Asta e mai mare. Se face, da? Se face frumos asta. Cât sunt aici toți? 50. 50. Aici mai am vreo 3, nu, vreo 60 aproape cu aia. Vreo 3-4 mai. Gata. Oh, e bine, e bine. Nu. Nu, no, e ok, nu îi mai scoateți că. Deci s-a agită și ei. Ăsta și cu ăsta, deci ăsta. Deci ăla ia cu roșu Île de France, de la Techer de-o luați. Deci este asta, ăsta e cam curdac, pe care l-am lăsat. Să aruncă și mai mult la mine. Ăsta e care e ca lumea. Da. La mine îmi plac și varianta aia. Vai, cum e ăla cu roșu acolo, cu merinos și de 50% cu Île de France. Da. Da, și urechile alea, mai albe și mai șurite, așa, mai... Mai în lateral, așa? Da. Interesant. Ia să mă uit un pic și la măgari, așa. Doi măgăruși. Frumoși măgărușii. Asta, deci, pare și-a legat ciobanii la lanțul ăla. Ciobanii nu stă în ui și puia pleacă iurea. Părțește oile și... Au legat lanțul ăla ca să mai fugă, Da, să nu fugă iurea. Prima dată el legase de picioarele din față. Băi, de faci rănci. Da, găsi, e mai ok așa. Da, caută altă posibilitate și am găsit lanțul ăsta. O metodă să nu vatăme animalul, e păcat de el. Da, ăștia mai leagă picioarele din față și le leagă și cu oațele astea de balot. Și să rănesc. Să rănesc, îi tai la picioare. Da. Fiind... Vine sezonul cald, e nasol. E nasol, că fac vierbi. Da, de cu spray. Da, frumos aici. Frumos la stână aici. Oameni buni, sper că v-a plăcut. La domnul Emil aici. Da, la Cârjelari. La Cârjelari. Cârjelari, județul Tulcea. Județul Tulcea. Peisajul, vedeți și dumneavoastră, e... rustic, e frumos. Asta e, o zonă superbă și aproape de mare, aproape de Dunăre. Dobrogea. Daniel Buzdugan, un Tulcea că toată România. Da. Dunăre, deltă, de toate. Mare, munte, că avem și munții Măcinului. Mai da, să... ai Dobrogei, da. Munții Dobrogei. Cei mai vechi. Cei mai vechi, da. Da. Bine, domnilor, vă salutăm și pentru toată lumea să fie sănătate. Da. Numai bine. Vă cunoaște, vă simpatizează. Ce înseamnă să iubească stăpânul borderul ăsta? Pe mine vrea să mă
să mă facă să mă rupă. Dar m-a surprins cât de curajos sunt border collie, deci să-mi figea la picior. Mai ales ăla albu. Bine că lângă ăla n-am fost, dar și ăla albu. Asta e mai periculos, dacă vine. Aia e mai periculos. Faoleu. Ăla, la multă lume stă să pună pe el, dar asta nu pus de la nimeni. La mine nu stă. nu m-a plăcut. Pe mine nu vă place. Vede un potențial pericol. Da, deci ăsta la alte persoane îi pași. Da, sunt eu mai antipatic.